Bună ziua și bine v-am regăsit, doamna Sandu. Suntem din nou la dumneavoastră în Plopeni, la mulți ani, cu această ocazie, că este pentru prima dată când ne vedem pe anul acesta. Observ că lucrați de zor la distribuirea ajutoarelor de la Uniunea Europeană. Știu că sunteți pe ultima 100 de metri, ca să spun așa. Au venit foarte mulți cetățeni. Ce se întâmplă? Cum stați în momentul de față, din punctul ăsta de vedere? Prima dată am primit alimente pe 23 decembrie, deci normal termenul legal prevăzut pentru distribuirea celor care au primit cupoane de la guvern ar fi până pe 23 ianuarie. Stăm destul de bine, majoritatea au venit, cred că mai avem în jur de 50 de persoane care trebuie, 50 de beneficiari care trebuie să-și ridice alimentele și după aceea, ceea ce am primit în plus, pentru că am mai primit încă o tranșă de alimente pe 7 ianuarie pentru listele suplimentare, care or să fie întocmite până la sfârșitul lunii ianuarie. Ce înseamnă liste suplimentare? Înseamnă persoanele care ar fi avut dreptul să beneficieze de aceste alimente, dar nu au primit aceste cupoane de la guvern din diferite motive. Unul dintre ele ar fi acela că dreptul lor s-a constituit înainte, după emiterea cupoanelor, deci guvernul nu avea cum să le trimite aceste cupoane. Categoriile de beneficiari sunt tot cam aceleași ca și în anii trecuți, s-au mai adăugat revoluționarii sau veteranii de război și urmașii, sau urmașii acestora, bineînțeles că... Și la dumneavoastră în Plopeni s-a schimbat un pic ponderea s-a schimbat un pic numărul de beneficiari odată cu foarte mult, s-a schimbat pentru că s-a introdus o categorie nouă de beneficiari, aceea a familiilor beneficiare de alocație de susținere. La alocația de susținere s-a dat pe membru de familie, deci nu s-a dat pe familie. Exact. Asta însemnând că la o familie cu 4 membri au primit 4 cupoane, vă dați seama că au crescut destul de mult. Am avut cam în jur de 750-800, că n-am numărat sigur, cam atâția beneficiari inițiali și pe lista suplimentară deocamdată avem 100 de persoane. Vedem ce o să se mai înscrie de acum încolo. Există un termen limită până la care pot oamenii să vină să-și ridice aceste ajutoare? Pentru că știu că legislația s-a schimbat, practic. Da, din punct de vedere legal, trebuie distribuită pentru beneficiarii inițiali, adică cei care au primit cupoanele de la guvern, în 30 de zile de la data primirii primei cantități, primei tranșe de alimente. La noi însemnând 23, după cum am vorbit la prefectură, au spus că încearcă să ne lase de pe 5 ianuarie până pe 5 ianuarie, ținând cont 5 februarie, pentru că ținând cont că în decembrie au fost foarte multe zile nelucrătoare. Totuși nu am primit un răspuns efectiv, deci așteptăm să vedem. Noi am pus ca marjă de preluare acestor alimente de către beneficiari până pe 23 sau măcar la sfârșitul acelei săptămâni, săptămânii viitoare, cum ar veni. Da. Ca să fim siguri. Dacă prefectura ne spune că ne putem duce cu termenul până pe 5 februarie, bineînțeles că o să facem acest lucru, că nu se pune problemă. Da, doamna Sandu, ce să mai vă mulțumesc foarte mult, să dăm Dumnezeu să ne vedem cu bine și să dăm Dumnezeu să scăpați cât mai repede de toate ajutoarele astea de aici. Pentru că au termene de garanție și răspunderea e destul de mare dacă nu sunt distribuite în termen. Exact. Bună ziua și bine v-am găsit, doamna inspector, pentru prima dată la emisiunea Info Prahova de aici din Florești. Bună ziua, bine ca să spun așa, este rândul dumneavoastră să ne povestiți ce se întâmplă în activitatea dumneavoastră. Au sosit aceste ajutoare de la Uniunea Europeană. Cum merge distribuirea lor? Știu că au sosit undeva luna trecută, de fapt anul trecut în decembrie, și în momentul de față, astăzi cel puțin, tocmai ce ați primit o nouă șarjă de alimente. Ce se întâmplă? Au sosit 1584 de cutii, dintre care am distribuit 1500. Astăzi, 15 ianuarie 2015, ne-au mai sosit 860 de cutii, probabil pentru listele suplimentare. Oamenii s-au prezentat. Pentru cei care nu s-au prezentat, le-am făcut înștiințări și deja au venit și din prin intermediul poliției locale? Nu, prin intermediul nostru. Am înțeles. A fost greu să luați legătura cu oamenii în timpul ăsta? Nu. Anul acesta a fost foarte bine. A mers foarte bine. Tocmai asta vreau să vă întreb în ceea ce privește mersul ăsta lucrurilor. S-a schimbat legislația. Anul trecut știu că listele plecau de la primării, nu existau acele cupoane. Cum? Nu plecau listele de la primării, listele ne veneau nouă de la Consiliul Județean. Listele erau foarte bine întocmite, dar numai că nu îi venea cuponul,
cel mai bun lucru îl văd cuponul, pentru că omul a știut să vină. Exact, asta vreau să vă întreb. Omul, printre când cei care n-au cuponul... venit, înseamnă că sunt probabil persoane cu handicap care își trimit copiii exact mai târziu, sau ne vom deplasa noi, ca și în anii ceilalți, și le dăm alimentele. Aveți un termen limită ca pentru... Ca și cutie, mie mi s-a părut pentru o persoană cu handicap sau în vârstă, bine ca și produse ambalat, dar foarte greu de transportat. Au fost persoane în vârstă care le-au desfăcut și le-au pus în plase. Am ca înțeles. Și transport și ca și a depozitare fost bine. A fost și ca și bine. Depozitare, da. Pentru că nu ne-am mai confruntat noi cu sticle, cu pungi, cu... Cu riscul de a deteriora alimentele, practic. Exact, exact. Alimentele sunt în cutie, sunt sigilate și a mers foarte ușor. Și, nu știu, când sperați să se finalizeze, dat fiind faptul că ați mai primit încă o șarjă de alimente, când sperați să se finalizeze această distribuție? Noi sperăm să se finalizeze în termenul prevăzut de lege, și anume în 30 de zile. Am înțeles. În general, la noi s-a terminat și anul trecut în termenul prevăzut de lege. Da. Doamna inspector, ce să mai... Vă mulțumesc foarte mult, să ne revedem cu bine. Și noi vă mulțumim și vă dorim o zi plăcută. Vreau să vă întreb dacă pentru 2015, chiar dacă bugetul nu a fost aprobat, pentru că nici cel de la județ nu a fost adoptat, cam care ar fi liniile privind investițiile pe anul care abia a început? În primul rând este o lucrare pe care am scos-o la licitație în momentul de față, spre finalizarea licitației, schimbarea unei conducte de apă magistrale la Liponești, în lungime de 8 km. După această investiție, urmează să realizăm trotuarul pe partea dreaptă a drumului național în sensul de mers spre Ploiești, dar numai după ce schimbăm conducta de apă, pentru că această investiție să nu reprezinte un prejudiciu asupra banilor publici. În ceea ce privește, pentru că s-au întâmplat cel puțin în ultima perioadă foarte multe incidente, în ceea ce privește încălzirea unor locuințe, dar și instituții publice, puteți da asigurări părinților, în special că atât timp cât ei, copiii lor, sunt în unitățile de învățământ, sunt în siguranță? Din punct de vedere al grijirii noastre, către atenție noastră către instituțiile școlare, nu au fost probleme și nu vom avea probleme. Chiar vreau să menționez că în momentul de față nu avem nicio restanță la nicio utilitate publică, dar de fapt la niciun furnizor al Comunei Lipănești. Nu avem nicio datorie din anul 2014, începem fără datorii, dar nici bani rămași din anul precedent în bugetul localității nu avem, în fondul de rezervă, așa cum se numește el în capitolul bugetar. Plecăm de la zero. Sperăm ca pe parcursul anului să atragem fonduri mai mult decât am reușit în anul 2014, astfel încât procentul din întregul buget alocat investițiilor să fie mai mare decât cel din 2014. Tot am vorbit de încălzire și aceasta este ultima întrebare. Vreau să precizați dacă centralele termice instalate la toate clădirile publice ale primăriei sunt verificate, corespund normelor distrigați și celor de siguranță. Da, noi avem la Lipănești proiectele pentru gaze, pentru centralele pe gaze, pentru verificările la rețeaua de gaze în termen cu distrigazul. Nu avem probleme din punctul ăsta de vedere, centralele sunt funcționale și nu cred că vor fi probleme din punctul acesta de vedere. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Pentru că este viața ta, trebuie să faci cele mai sănătoase alegeri. Magazinele Teodale Plant îți oferă o gamă variată de produse organice, suplimente alimentare, ceaiuri, tincturi, siropuri, cosmetice naturale, la un raport calitate-preț în avantajul tău. Toate produsele sunt furnizate de firme importante din domeniu și sunt certificate de Ministerul Sănătății, fiind eficiente în tratarea diverselor afecțiuni sau pentru buna funcționare a organismului. Vino în magazinele noastre, situate în exteriorul halelor centrale,
clipa din strada Vasile Mila sau în interiorul halelor centrale în două locații distincte. Numai așa vei afla că sănătatea ta nu a fost îngrijită mai frumos. E vremea grătarului, grătarul gurmandului. Pui, pastramă, scăriță, mici, cârnați și cartofi copți, toate pe cărbun de lemn, cum e bun și savuros. Lângă ele ai sosuri cu rețetă secretă și salate, ca să fie și delicios și sănătos. Nu uita de berea rece. Le comanzi și pentru acasă. Sun la 0244-524052 și grătarul gurmandului te așteaptă să le iei fierbinți, gata date jos de pe grătar. Vino în spatele catedralei lângă stația Coreco. Grătarul gurmandului. Nu reziști fără să guști. Performanța firmei dumneavoastră este dată de o resursă umană pregătită și profesionistă. Siguranța viitorului profesional înseamnă cunoaștere, informare și dezvoltare. La HSEQ Consulting le poți obține pe toate prin programele de pregătire. În luna decembrie, HSEQ Consulting organizează cursuri în domeniul securității și sănătății în muncă, inspector, referent resurse umane, responsabil de mediu, manager proiect, coordonator în domeniul securității și sănătății în muncă pentru șantiere temporare și mobile, formator, instructor, formare, manager și auditor pentru sisteme de management integrat și noțiuni de prim ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor. HSEQ Consulting, împreună pentru un viitor mai sigur. La început de an, pe buzele tuturor contribuabililor din Blejoi și nu numai, dacă în 2015 impozitele locale se vor majora, pentru că, mă rog, există cadrul legislativ care permite primăriilor să majoreze aceste taxe. Pentru anul 2015, Consiliul Local al Comunei Blejoi a hotărât încă din 2014, din noiembrie sau decembrie, ca impozitele și taxele locale pe 2015 să nu se majoreze. Ele au rămas la același nivel ca și anul trecut. Aveți dreptate, se puteau majora în conformitate cu prevederile legale. Probabil anul viitor ele vor fi majorate cu cota de inflație, ceea ce iarăși este în legislație prevăzut, ca din 3 ani acestea se majoreze. Pentru 2015 pot spune că pentru o anumită categorie de chiriași, chiar am venit în întâmpinarea lor în sensul reducerii cu 15% a cuantumului chiriei și mă refer la agenții economici care au închiriate spații în piața agroalimentară de la Blejoi, măsură pe care împreună Consiliul Local am adoptat-o, deoarece datorită situației economice din zonă, vânzările acestora au crescut, prețul chiriei era la nivelul celor din anii de avânt economic. Ei au venit cu o solicitare și Consiliul Local a aprobat să le reducă cuantumul chiriei pe metru pătrat. După cum știți, în zonă s-au redus numărul de salariați și de la societățile de construcții din zonă și de la CFR, de la drumuri și am considerat necesar să venim în întâmpinarea acestor oameni, pentru că altfel am fi rămas cu spațiile goale. Mai este valabilă în continuare acea bonificație de 10%? Sigur că da, și de asemenea o bonificație de 30% pentru persoanele peste 60 de ani care au un venit pe cap de locuitor, pe membru de familie, sub 400 de lei. E o hotărâre adoptată de Consiliul Local, tot așa un sprijin pentru cei care sunt în astfel de situații mai neplăcute. Dacă tot am vorbit despre taxe și impozite locale, în perspectiva noului an bugetar, v-ați gândit, v-ați creionat acest buget pe 2015 și cât de importantă, sau dacă veți consulta cetățenii Comunei Blejoi înainte să adoptați bugetul pe 2015? Sigur, suntem la început de an, tragem linie la ceea ce s-a întâmplat în 2014, vedem care au fost veniturile, care au fost cheltuielile, cum am
reușit să ne achităm de datoriile noastre publice față de locuitorii Comunei Blejoi și ne gândim ce vom face anul viitor. Îmi doresc anul acesta în premieră să avem o acțiune nouă pentru locuitorii Comunei Blejoi, în sensul că undeva în a doua săptămână sau a treia săptămână din luna februarie să avem o dezbatere publică a bugetului local, în sensul că pentru satul Blejoi vor fi invitați în clădirea sălii de sport, iar pentru satele Ploieștori și Țânțăreni vor fi invitați cetățenii comunei la Căminul Cultural, iar acolo aș vrea să vin în fața cetățenilor cu o retrospectivă a bugetului local pentru anul care tocmai s-a încheiat, poate și cu câteva elemente de încă din 2013 și cu ceea ce ne dorim să facem în 2015. Pentru că, eu știu că am mai spus-o, dezbaterea publică a fost în ziar, au fost consultări ale cetățenilor. Anul ăsta vreau să vin cu ceva un pic mai diferit. Dar aș vrea să mă pot adresa cât mai multor locuitori ai comunei care să înțeleagă modul în care funcționează bugetul acestei localități. Și el e foarte asemănător cu bugetul nostru de acasă, în sensul că vedem câți bani avem într-un an de zile, cât cheltuim cu utilitățile, ce rămâne să facem pentru investiții. Și aș vrea să avem această consultare a populației, o dezbatere publică pe buget, pentru că părerea locuitorilor Comunei Blejoi contează. Fiind mai mulți, sper să aibă și curajul să ia cuvântul și să vină cu amendamente corecte și oportune. În momentul în care această acțiune va fi fixată în calendar, cetățenii vor fi informați cu privire la data și locul desfășurării? Sigur că da. Probabil în ziarul local, care o să apară în primele zile ale lunii februarie, va fi un mic anunț inserat acolo. De ce nu stabilesc de acum această întâlnire? Pentru că încă suntem în faza în care în compartimentul contabilitate sunt totalizate sumele pe care vreau să le prezint cetățenilor. Pe cheltuieli, pe venituri, ce preconizăm să fie pentru anul viitor și ceea ce preconizăm să facem pentru anul viitor. Va fi o discuție cu membrii Consiliului Local înainte, ca și orientare, după care vom veni în fața cetățenilor să dezbatem aceste probleme, care consider că sunt de un interes major. Am trecut de dorințele noastre imediate, care au fost din 2004 până acum cu conductele de apă, cu drumuri asfaltate, cu grădinițe, școli reabilitate, avem și săli de sport, avem și grădinițe cu program prelungit, începem să facem și parcuri, avem un nod rutier care ne permite un acces fluent în zona de intersecție a drumurilor naționale. Acum probabil cetățenii Comunei Blejoi își doresc altceva și de aceea vreau să vin în fața lor să le și arăt ce am făcut până acum, dar și să ne gândim ce să facem pentru 2015. Mulțumesc! Mulțumesc!